Câteva dintre cele mai false impresii cu privire la Apostolul Pavel. Una dintre ele că este campionul liberalismului, vorbind împotriva legalismului. Altă impresie greșită este că Pavel îndeamnă la supunerea față de autorități cu orice preț. Și că încurajează opresiunea autorităților guvernamentale asupra cetățenilor. Nu întâmplător, apostolul Petru, tovarășul de apostolie al apostolului Pavel, spunea că în scrierile lui sunt multe lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Citiți, vă rog, epistolele apostolului Pavel și veți vedea că vi se vor demonta toate aceste impresii greșite dacă le-ați avut cumva. Apostolul Pavel vorbește împotriva legalismului legii mozaice, a regulilor și legilor rituale, ceremoniale. Dar legea morală a lui Dumnezeu, apostolul Pavel o îngustează, o năsprește după modelul Domnului Iisus Hristos. Epistolele lui Pavel sunt pline de imperative, ce să facem și ce să nu facem. Și în afară de textul din Roman, capitolul 13, unde apostolul Pavel stabilește supunerea față de autorități în ceea ce privește legile de conviețuire, ca să putem supraviețui și trăi în pace în mijlocul societății. Probabil cel mai nesupus, cel mai răzvrătit creștin din primul secol al creștinismului a fost apostolul Pavel, când a fost vorba de legile abuzive ale guvernului, ale autorităților. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc pe scurt despre drepturile lui Pavel. Drepturile pe care Pavel le-a cunoscut, drepturile pe care Pavel le-a prețuit, le-a declarat și drepturile pentru care apostolul Pavel a luptat. În primul rând, drepturile conștiinței lui Pavel. Că mergem în Cartea Faptele Apostolilor, o mare parte din versetele pe care le voi citi sunt din Faptele Apostolilor, capitolul 22, cu versetul 19 începând. Într-o cuvântare de apărare a apostolului Pavel, o cuvântare publică de apărare, ajungem imediat acolo, apostolul Pavel spune: am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el, Dumnezeu, mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Chemarea conștiinței lui Pavel sau conștiința chemării lui Pavel a fost să predice Evanghelia în toată lumea, să folosească orice oportunitate, în libertate sau în lanțuri, să-L predice pe Domnul Iisus Hristos. A predica Evanghelia în toată lumea, a merge de la națiune la națiune, a însemnat să traverseze granițe, să intre în teritorii cu legi diferite, cu religii diferite și să nu țină cont de niciuna dintre ele, ci să-L predice pe Hristos. Pentru că deasupra oricărei porunci care pune restricții
asupra chemării noastre ca și creștini de a predica și de a promova valorile cuvântului lui Dumnezeu. Asupra oricăror restricții este legea lui Dumnezeu pe care a pus-o, a așezat-o în conștiințele noastre. Iată de ce Pavel la un moment dat spunea: vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Și ce înseamnă asta? Cu orice risc, cu orice preț, Pavel trebuia să predice Evanghelia. Asta a fost conștiința chemării lui Pavel, care nu i-a dat liniște, nu i-a dat pace. În relația lui personală cu Dumnezeu a avut vis în care a venit în fața lui un bărbat și a spus: treci și ajută-ne în Macedonia. A fost consumat de această chemare care a strigat în conștiința lui Pavel: du-te, trebuie să te duci, trebuie să mergi. Lucrul acesta i-a dat curaj. Conștiința l-a împins pe Pavel să meargă în diferite cetăți, să meargă în piețele cetăților și cu orice risc să-L predice pe Hristos în fața templelor păgâne, în fața oricărui interes potrivnic. Vă aduc aminte de argintarul care s-a supărat, să-l cităm puțin mai târziu, s-a supărat că îi mureau afacerile din cauza că oamenii se pocăiau și nu mai cumpărau de la el tot felul de amulete și lucruri care țineau de cultul zeiței Diana. Conștiința chemării lui Pavel, apoi conștiința credinței lui Pavel. Pavel are credința dată sfinților odată pentru totdeauna, Pavel are credința sănătoasă, curată și luptă pentru ea, creează conflicte pentru această credință. Probabil cel mai dureros moment al vieții lui Pavel, dacă citiți în Galateni, a fost atunci când, mergând la masă cu frații dintre neamuri și bucurându-se de părtășie împreună cu ei, împreună cu Marele Petru și cu Marele Barnaba, când a venit delegația de la Ierusalim, oameni crescuți în iudaism, spune Biblia că pâși-pâși, Petrică și Barnaba și-au luat tălpășița, i-au lăsat pe frații dintre neamuri singuri și s-au dus separat, la separe. Citiți să vedeți ce: când i-am văzut eu că nu umblă cu dreptate, ci cu părtinire și că înjosesc pe frații dintre neamuri, i-am mustrat de față cu toții. Credeți că i-a făcut plăcere lui Pavel să se ia de Petru? Nici de cum. I-a făcut plăcere să se lege de tovarășul lui de slujbă și prietenul lui Barnaba? Nici de cum. Dar nu umblau după adevăr. Și când i-a văzut că nu umblă după adevăr, Pavel nu s-a dat înapoi de la conflicte, conflicte interioare, conflicte exterioare, pentru că a existat această conștiință a credinței lui Pavel, care nu l-a lăsat să compromită credința de dragul relațiilor. Una dintre cele mai mari presiuni, dacă diavolul nu reușește să ne dezbine, este să ne pretindă unitate cu orice preț. Nu credem la fel, nu mai credem la fel, renunțăm la principii ale credinței adevărate, dar tăcem din gură și ne băgăm sub masă de frică să nu stricăm relații. Pentru că trăim obsesia numărului, credința adevărată nu este o credință cu orice preț. Este o credință care la un moment dat renunță la relații. Eu nu trebuie să fiu prieten cu toți.
Nici măcar nu trebuie să dau mâna cu toți. Și nici de cum să stau la masă cu oricine care vine și nu are învățătura aceasta adevărată. Conștiința chemării lui Pavel și conștiința credinței lui Pavel. Acestea sunt drepturile conștiinței lui Pavel. În al doilea rând, drepturile cetățeniei lui Pavel. Știți că Pavel a fost și cetățean al cetății Tars, a fost evreu, fariseu, dar a fost prin naștere cetățean roman. Și există câteva drepturi umane ale cetățeniei lui Pavel. În Fapte, capitolul 23, atunci când Pavel a fost dus în fața Sinedriului, s-a iscat un scandal îngrozitor. Zice că s-a făcut mare zarvă, versetul 10, fiindcă gâlceava creștea, adică scandalul, cearta. Capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboară, să-l smulgă din mijlocul lor și să îl ducă în cetățuie. Cineva care vrea să meargă în evangelizare, la evangelizări cu fratele Pavel? Capitanul l-a smuls din mijlocul lor pentru că un drept elementar uman, cetățenesc, este dreptul la viață. Și Pavel a profitat de garda de soldați, garda romană, de capitan, care văzând că e viața lui în pericol, l-a smuls din mijlocul lor ca să-l scape. Dar ascultați, Pavel merge mai departe în dreptul lui cetățenesc la viață, drept uman. În Fapte, capitolul 9, cu versetul 25, știți că iudeii s-au sfătuit să-l omoare și s-au legat cu jurământ să nu mănânce. Asta n-a fost un post bun. Postul bun e când întărim relația noastră cu Dumnezeu. Ăștia s-au jurat că nu mănâncă până nu-l omoră pe Pavel. Sunt 100% sigur că nu și-au ținut jurământul. Pentru că uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Pavel. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, că era ascuns. Și ascultați versetul 25. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-un coș. Și el însuși povestește această istorie în epistola pe care o scrie Corintenilor, în 2 Corinteni, în capitolul 11, versetul 33. Este o situație similară care se petrece în Damasc. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-un coș prin zid și am scăpat din mâinile lor. Pavel se ascunde și fuge de uneltirile lor ca să scape cu viață, să-și păzească viața. În Evrei citim că sfinții au stat în munți, în crăpăturile stâncilor, în grote, s-au ascuns. Și când a trebuit să-și salveze viața, au profitat de dreptul acesta uman elementar la supraviețuire, dreptul la viață. Dar Pavel are în cadrul drepturilor cetățeniei lui și drepturi legale. În
Fapte, în capitolul 22, Pavel în 23 ni se spune că s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, i-au înviețuit în toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Și veți vedea că se apără în fața liderilor Sinedriului, în fața soborului. Dar în capitolul 22 are un cuvânt de apărare și dacă mergem în capitolul 21 de la versetul 37, Pavel cere voie să vorbească. Dreptul legal de a vorbi. Freedom of speech. În 23:1 la 5 spune că Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Dați-i peste gură. Și ascultați. Atunci Pavel i-a zis: te va bate Dumnezeu, perete vărui. Tu șezi să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Pavel face uz de drepturile lui legale. În Fapte, capitolul 19, de la versetul 21, e vorba de răscoala argintarului Dimitrie. Ascultați, după ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pre vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristar, tovarășii de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea era în învălmășală. Și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri: mare este Diana efesenilor, vorbind de bruiaj. Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis, și acum ascultați, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită.
Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte a dat drumul adunării. Ce se întâmplă acolo? Se apelează la cadrul legal al rezolvării acestor probleme. Pentru că există drepturi legale la care putem apela. Am vorbit de drepturile conștiinței lui Pavel, drepturile cetățeniei lui Pavel și acum drepturile condamnării lui Pavel. Chiar dacă este cetățean roman, Pavel poate fi condamnat pentru crime. Dar și atunci când cineva e condamnat și când Pavel este pus în închisoare, în lanțuri, are dreptul la apărare. Fapte, capitolul 21, deja am menționat. La versetul 37, Pavel cere să vorbească. Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis capitanului, îmi este îngăduit să spun ceva? Capitanul a spus, știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustiu pe cei 4.000 de tâlhari? Eu sunt iudeu, a spus Pavel din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodul. Pavel i-a dat voie și când a vorbit în limba evreiască, s-a făcut o mare tăcere și se apără în fața norodului. Dreptul la apărare și când ești în lanțuri, ai dreptul să te aperi. În capitolul 23, de la versetul 6, aici e ceva foarte interesant. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saducheii, iar alții farisei, toți erau uniți să-i facă de petrecanie lui Pavel. A strigat în plin sobor, le-a aruncat bomba în casă. Ascultați ce se spune. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii în învierea morților, sunt dat în judecată. Avea dreptate Pavel? Sigur că da. Pentru că el vorbea despre învierea morților prin Iisus Hristos. Dar când a spus lucrul ăsta, i-a divizat și a divizat acuzarea. Strategie legală. Mijloace de apărare, dar și de atac. De ce? Pentru că fariseii credeau în învierea morților, iar saducheii nu credeau în învierea morților. Și ascultați ce se întâmplă. Când a auzit vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat, acuzarea împotriva lui s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis, noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă ia vorbit un duh sau un înger. Chiar dacă ești condamnat, chiar dacă ești pus în lanțuri, ai dreptul la apărare și Pavel a profitat de acest drept și a cerut acest drept. Dar Pavel are și dreptul la protest. Și după ce am să citesc din cartea Faptele Apostolilor 25 și pe urmă capitolul 27, pe urmă mergem la capitolul 16, textul pe care l-am citit. Ascultați ce spune în Fapte 25, de la versetul 10. Pentru că Festus vroia să-l trimite la Ierusalim și Pavel știa că dacă nimerește pe mâna iudeilor, îl vor omorâ fără să se poată apăra. Și ascultați ce face Pavel. Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecat al cezarului. Acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături de la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile cu care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns, de cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce. Capitolul 27,
cu versetul 24. 23. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Prin providență divină, Pavel a escaladat conflictul acesta de la împăratul Agripa la dregătorul Festus, la cezar. Și vorbind despre protest, ne întoarcem la Fapte, capitolul 16. Știți ce s-a întâmplat în Filipii? Când a ajuns în Filipii, a cunoscut pe Lidia, erau mai multe femei, ea era o femeie temătoare de Dumnezeu, a fost botezată, s-au convertit mai mulți, s-a dus la locul de rugăciune și a ieșit înainte roaba cu duhul de ghicire pe care Pavel a eliberat-o. Ei, cineva profita de pe duhul acesta de ghicire, a instigat cetatea, spune Biblia că i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor. Și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Știți că au cântat cântări de laudă, știți că Dumnezeu a făcut un cutremur de pământ, i-a eliberat din butuci și din lanțuri, nu numai pe ei, pe toți deținuții, au rămas toți acolo. Temnicerul s-a pocăit și s-a botezat împreună cu toată familia lui, i-a dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui că au crezut în Dumnezeu. Și acum Pavel și Sila sunt în casa temnicerului. Când s-a făcut de ziua, așa a lucrat Dumnezeu, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: aleluia! Dacă eram noi acolo, știți ce spuneam? Vai, cum a lucrat Dumnezeu! Ne luam hăinuțele pe noi și pe aici drumul, nu, Pavel? Dregătorii au trimis să vi se dea drumul acum, dar ieșiți afară și duceți-vă în pace, ați scăpat! Dar Pavel le-a zis celor care purtau nuielele și știau faptele lor de o zi înainte, că ăștia purtau nuielele și ăștia îi bătuseră. După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, drepturi legale și dreptul la protest în fața unor acțiuni abuzive, pe noi care suntem romani, face uz de cetățenia romană, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Și auziți ce spune Pavel? Nu merge așa. Să vină domnii dregători aici și ei să ne scoată afară. Să se umilească și să recunoască că au greșit. Da, domnule guvernator, înghite cuie și pioneze și vină în fața camerelor de luat vederi și spune: biserica este esențială. Dar dacă biserica nu se ridica împotriva lui și dacă biserica nu mergea până la Curtea Supremă și dacă nu îi se cereau lămuriri cu ultimatum și cu oră exactă, credeți că domnul guvernator, cu 3 ore înainte de ora la care trebuia să dea răspuns și n-avea ce răspuns să dea, credeți că ar fi zis: Illinois este cel mai restrictiv stat din America, din secunda asta e cel mai liber stat din America în ceea ce privește bisericile? Nu. Cineva trebuie să-i spună guvernatorului: nu merge așa. Umilește-te, recunoaște că ai călcat în strachină
și că te-ai băgat în drepturi pe care nu trebuia să le atingi. Cei ce purtau nuielele și-au pus frumos nuielele pe umăr și s-au dus înapoi la domnii dregători. Când au auzit că au bătut romani, că i-au întemnițat fără să-i judece, zice că s-au temut. Și dregătorii au venit să-i potolească. Da, îmi place cuvântul ăsta. Știți că uneori credincioșii trebuie să nu fie potoliți, să fie nepotoliți. Să se agite. Și să-și apere drepturile, să protesteze. Și ei nu plec. Până nu vii să recunoști că ai greșit. Și spune că au venit și i-au rugat. Vă rugăm frumos. Asta este o strategie extraordinară a apostolului Pavel, care oricum el era un predicator itinerant, un apostol itinerant care mergea din loc în loc. El întemeia biserici, le mai vizita din când în când, dar acolo trimitea să rânduiască păstori, presbiteri, oameni care să slujească biserica locală, să o întărească în credință. Nu era singur, avea o echipă de lucru, cu Timotei, cu Tit, cu Sila, cu alții. Acolo era o biserică fragedă, numai ce se formase. Și pentru ca să dea timp de consolidare spirituală bisericii din Filipii, fără să fie strânsă dintr-o dată în menghina persecuției, apostolul Pavel i-a pus pe dregători pe călcâie. Treceți pe altă stradă, lăsați adresa asta în pace, lăsați biserica asta în pace. Pentru că Dumnezeu onorează oamenii curajoși, care își pun nădejdea în Dumnezeu și se duc la luptă în numele Domnului. Nu care stau ascunși pe dedesubt și așteaptă ca Dumnezeu să se ducă. Plăcut textul menționat dimineață despre Iosafat, când l-au atacat națiunile. Da, Dumnezeu s-a dus și a luptat, dar ce voi în armație vă ieșiți în față și stați acolo în fața lor. Și Dumnezeu va lupta pentru noi. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a luptat pentru noi, dar Biserica Elim și bisericile în general trebuie să stea în picioare, pentru că acestor biserici Dumnezeu le dă biruință. Bisericile care nu stau în picioare pentru Domnul, bisericile care nu luptă pentru Domnul, se umplu de rușine și vor deveni irelevante în societatea aceasta. Ăsta este motivul pentru care nu ne potolim. Nu ne potolim pentru că dacă ne potolim vor interpreta asta ca fiind slăbiciune și capitulare. Au putere să ne ia și să ne pună lanțuri. Au putere să ne bată cu nuiele. Au putere să ne bage picioarele în butuci. Au putere să ne pună la eșafod. Dar nu trebuie să le permitem să aibă putere să ne închidă gura. Vă dați dumneavoastră seama ce înseamnă să stai în fața marelui preot să spui te va bate Domnul perete văruit? Pe aici, pe acolo, apostolul Pavel a fost la granița unei durități pe care noi de multe ori o condamnăm. Pe unii i-a făcut câini, pe alții scrijilați, pe alții i-a făcut frați mincinoși. Fără să folosească cuvinte murdare, Pavel nu s-a ferit niciodată de etichete meritate de oponenții Evangheliei.
Însă a avut o durere foarte mare. Și după ce am să o citesc, o să ne rugăm. În cele din urmă a ajuns în casa cezarului ca să predice Evanghelia la Roma și să fie judecat de cezar. Și Pavel are mai multe înfățișări în fața acestui tribunal. Și scrie lui Timotei, și în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 16, îi spune așa: la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Probabil una dintre cele mai tragice întâmplări din Vechiul Testament este atunci când poporul Israel stă față în față cu filistenii, cu un popor păgân. Și Samson vine și spune: noi ne batem cu ei că îi facem praf. Și bătrânii lui Israel vin la Samson și spun: o, Samsoane, tu știi cine stăpânește peste noi? Tu știi ale cui slugi suntem noi? Noi suntem slugile filistenilor. Filistenii stăpânesc peste noi. Și cu zarva și cu gălăgia asta ne creezi probleme. Tu vrei să ne întâlnim cu filistenii? Ne întâlnim. Avem niște funii cu care vrem să te legăm. Bine, Samson a făcut funile praf, s-a dus și i-a făcut harcea parcea pe filisteni. Dar ce tragedie pentru un apostol care a predicat Evanghelia în toată lumea și care și-a predat viața acestei slujbe, să spună într-o zi: sunt singur. Și ce tragedie ca un erou pe care Dumnezeu i-a dat o putere supranaturală ca să elibereze pe Israel, să se ducă să vrea să se bată cu inamicii și propriul lui popor să-i spună: cătușe, legături. Frați și surori, toți cei care îi lasă pe alții singuri când le vine lor rândul, vor merita să fie și ei singuri. Motivul pentru care au reușit să ne separe unii de alții, motivul pentru care au reușit să împrăștie pe credincioși să nu mai stea doi la oaltă, nu mai vorbim de biserici închise de un an și jumătate, cărora li s-a dat posibilitatea să le redeschidă și tot nu le-au redeschis. Au devenit ei mai catolici decât papa, mai râvnitor decât guvernul. O să vină pe strada lor problemele. O să vină într-o zi și la tine, la companie, pe alt subiect la care ții și la care nu vrei să cedezi. Într-o zi o să-ți vină rândul. Și dacă n-ai fost cu alții, s-ar putea să fii singur. În cele din urmă nu este o problemă de condică, că nu semnează nimeni nicio condică. Condica o are Dumnezeu. Și când Pavel a spus: toți m-au părăsit, nici măcar nu le-a spus numele, dar a zis să nu le țină Domnul în socoteală lucrul acesta. Dacă sunt unii care nu vor să ne ajute, dacă sunt unii care nu sunt interesați, am o rugăminte la voi: măcar tăceți din gură. Și dacă nu ne ajutați să ridicăm poverile,
nu le-a păsat să fie mai grele. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm vineri la ora 6:30. Unu, să nu lipsiți, o să aveți nevoie de adunare, o să aveți nevoie de ceilalți, o să aveți nevoie ca cineva să protesteze pentru voi, o să aveți nevoie de cineva să vă scrie scrisori, o să aveți nevoie de cineva să semneze în dreptul vostru. Dacă cineva are impresia că folosesc tactica învinovățirii, o folosesc. Atâta vinovăție vreau să pun în conștiințele voastre până toți veniți aici și stăm în unitate să luptăm pentru adevăr și împotriva celor care vor să ne răpească drepturile. Acum ne ridicăm în picioare și ne rugăm înaintea Domnului pentru comunitatea noastră, pentru creștinii din America, să-i trezească Dumnezeu, să trezească bisericile americane la realitate. Să ne rugăm pentru întâlnirea de vineri. Pentru că avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și avem nevoie de putere. Nu putem să rămânem singuri. Avem nevoie și de comunitatea americană. Avem nevoie de alte organizații care să ne vină în sprijin când vom avea nevoie de ajutor. Cel mai mare pericol în ziua de astăzi este să fii singur. Și de aceea în Maleahi spune că cei ce se tem de Domnul s-au întâlnit des și au vorbit și au stat împreună în unitate. La asta ne cheamă Dumnezeu. Ne rugăm cu toată biserica.